Lion King, destinul lui Sony, sezonul 2, episodul 2, infertilitate. Oh, Sony, unde ești? Sper că nu te vei întoarce până ce nu aflu ce se întâmplă cu mine. Înțeleptule Rafiki! Rafiki! He, sunt aici, regina Igna. Da, eu sunt înțeleptule Rafiki. Spuneți-mi, de ce nu pot să-i dau moșenitor lui Sony? Asta-și dorește până la urmă. Da, da. Deci? Păi, am un răspuns pentru tine. Foarte logic. Nu poți. Ești infertilă. Foarte puținele oaice se nasc așa. Rare ori găsești una infertilă. Oh, infertilă. Te se pare că cumnata Lily a avut dreptate. Chiar sunt infertilă. Și ce pot face acum? Păi nu poți face nimic. Dar nu te îngrijora. Regele tău te va iubi și așa. Dar dacă nu o să mă iubească? Îmi amintești de o leoaică de pe vremea lui Scar, care era ca tine, infertilă. Chiar la începutul domniei lui Scar, regele Scar trebuia să-și aleagă regina. Pe tine te aleg. Și a ales-o chiar pe cea nepotrivită. Se numea Alicia. Ui! Alicia era foarte fericită că a ales-o regină, dar ea nu știa că nu doar pentru ai fi regină a ales-o Scar. Dar Alicia nu știa că odată ce a devenit regină, ea trebuia să-i dea lui Scar ceea ce dau toate reginele regilor, anume moștenitori, lucru care Alicia nu a putut și nu va putea niciodată. I-a spus adevărul lui Scar că e infertilă. Ce? Atunci Scar s-a enervat la culme și a chemat hienele să o moare. Dar Scar nu știa că ghinionul ar putea ajunge la el. Nu! Deci înțelegi, regină frumoasă, niciunui rege nu-i plac leoaicele infertile. Așadar, Rafiki, spui că dacă nu-i pot da un moștenitor lui Sony, el o să mă omoare? Mi-e și mai frică decât înainte. Nu, stai calmă. Regele Sony nu e ca regele Scar. Regele Sony te va iubi oricum, cu sau fără moștenitor. Dar dacă îi zic adevărul și își pierde mințile? Până la urmă, asta așteaptă de la mine, moștenitor. Cum pot să mă asigur că nu o să mă omoare? Nu știu.
tu să-mi spui când afli. Dar, Rafiki! Oh, mi-e frică, mi-e frică, până acum nu mi-era frică. De ce să-mi fie frică? E regele meu, dar nu o să mă omoare. Dacă Rafiki greșește, dacă îi spun adevărul și Sony mă va omorâ, dacă nu se-i pleacă că nu o să aibă niciodată moștenitor, eu ce mă fac? Ar fi fost totul perfect dacă aș fi fost fertilă. I-aș fi dat doi băieți, unul ca el, unul ca mine. Ar fi fost fericit, dar infertilitatea asta e problema la toate. Încă nu pot să cred că mama n-a fost infertilă. Ea m-a născut pe mine. Eu de ce nu pot naște nimic? Greu să cresc singură.
Să crezi lângă un rege tiran ca Angri. N-am vrut niciodată să fiu soția lui. Dar oare ce să fac? Știu. Așa cum i-am spus cumnatei mele, dacă sunt infertilă, îi fur fetița. Dar întâi trebuie să o fac să plece. Dar unde să trimit eu? Unde să-i spun eu să meargă? Unde oare? Gata, știu! Cumnată, aș putea vorbi puțin cu tine? Dacă este vorba din nou că îmi vrei fetița, atunci nu. Nu ți-o dau. Trebuie să-i fac băiță, scuză-mă. Dar... Regatul de Nord are nevoie de tine. Regatul de Nord? Nu cred. Abia luna trecută am venit de acolo, cu greu, prin zăpada rece. Da, dar se pare că au nevoie de tine din nou. Este o problemă pe care doar o leoaică roz ca tine. Sunt crem, dacă vrei să știi. Crem ca tine și loială. Cea mai loială, chiar foarte loială, ar putea să o facă. Și ce treabă îmi dau de făcut? Va trebui să stai acolo 3 luni. 3 luni? N-am stat niciodată așa de departe și le-am spus că nu mai merg de când o am pe Ania. Nu-ți face griji, Ania va fi bine. Dar au nevoie de tine acum. Hai, fugi! Fugi! Din nou prin zăpadă? O să am eu grijă de regat? Adică ce? Că e regatul meu, doar am eu grijă, nu? Doar n-ai tu, nu? N-ai miet? Bine, asta înseamnă că e o problemă urgentă. Da, da, dacă era Sonia aici, l-aș fi trimis pe el. Dar tu ești cea mai bună sora lui și cea mai pricepută. El nu se pricepe așa de bine. Adică niciodată n-a fost în regatul acela, dacă înțelegi ce vreau să spun. Înțeleg. Dar nici nu știu unde este Sony. Îl caut eu. Îl caută gărzile mele. Nu-ți face griji. Tu du-te, 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 că ai treabă. Du-te, du-te, du-te! Bine, bine, mă duc, mă duc. Pa, cumnată! Pa, pa! Întoarce-te curând! Sau mai bine zis, nu te mai întoarce. Da! De seară o să iau fata. După 6 ore de mers prin zăpada rece. Unde e regatul de Nord? Nu degeaba se numește regatul de Nord. Nu mai pot. Și mi zăpada nu mă încălzește. Nu cred că pot. Unde m-a trimis cumnata? Nu reușesc. Știu că cumnata zice că sunt cea mai puternică. Dar nu mai pot merge.